Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Micuța rază de soare, episoadele 75-77. Elif, Dila, Gune și Ferei sunt în centrul unui conflict complex. Dila, care a amenințat-o și speriat-o pe Gune și în trecut, acum se rănește și o acuză pe Elif. Dila obține tutela lui Guneș, ceea ce îi întristează pe Elif și Guneș, dar promit să o aducă înapoi. În timp ce Elif dorește să petreacă timp cu Guneș acasă, trebuie să o ducă temporar la Dila, care locuiește cu Ferei. Ferei încearcă să obțină acțiunile de la Dila, dar Dila refuză, cerând doar să îi asigure un trai adecvat. Elif vizitează școala lui Guneș și Dila organizează o petrecere pentru Guneș, dar apoi o retrage de la școală. În ciuda dificultăților, Elif face tot posibilul să-i ridice moralul lui Guneș. Umran îi cere ajutorul lui Mehveș pentru a găsi informații care să o ajute împotriva lui Ferei. Elif decide să spună adevărul despre incidentul de pe stâncă și Firat o susține în această decizie. Eșeref o invită pe Gulumser în oraș, dar ea este indecisă din cauza soțului ei. Cu timpul, Gulumser acceptă să se întâlnească cu el, dar și cu Sani. Ferei o șantajează Umran pentru acțiunile ei, dar Sude află despre planurile lui Ferei și îi trimite o filmare compromițătoare. În filmare, Ferei a găsit-o pe mama ei bine pe clădirea unde a lăsat-o Umran, dar a lăsat-o acolo singură știind ce se va întâmpla. După ce Ferei a plecat, mama ei s-a aruncat de pe clădire. Guneș se apropie de Ferei, dar când Elif și Ferei văd filmarea, Elif înțelege că Ferei este periculoasă și hotărăște să nu o lase pe Guneș în grija ei. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.